Două verișoare din Brăila sunt căutate în Dunăre după ce aseară au intrat să facă o baie și nu au mai ieșit. Au fost și alte patru fete cu ele care au reușit să se salveze cu ajutorul unor lansete. Împreună au petrecut la aniversarea unei prietene. Cele două tinere de 16 și 19 ani s-au distrat toată după amiaza pe plaja lipovenească din Brăila, la majoratul unei prietene. Spre seară au intrat împreună cu alți tineri în Dunăre să se răcorească. N-au mers mai mult de 2-3 metri când au căzut într-o groapă adâncă de peste 11 metri. Din câte am înțeles eu, să ne cau, cred că 6-7 persoane. Dar s-au ajutat unul pe celălalt cum au putut. Ar mai fi salvat și cele două care s-au necat, dar nu i-ar fi întins o undiță. Au fost copii aici și a intrat unul pe altul. Alertați prin 112 de martori, pompierii și medicii au sosit imediat pe malul Dunării și au început să le caute pe verișoarele dispărute în adâncuri. Lăsarea întunericului a oprit căutările care au fost reluate în această dimineață. E adâncă tare acolo, că v-ați văzut că v-ați dus brusc. Cam cât are acolo? Credeți că așa s-a întâmplat și cu fetele? Aici am avut de fiecare an, parcă zici că e Dunărea așa mereu. Șansele sunt foarte mici să le găsim, pentru că sunt gropi foarte mari, aici 6 metri, acolo 11 metri. Pompierii avertizează că scăldatul în apele Dunării, Siretului și Prutului este strict interzis.